Cu o populație de aproximativ 6500 de locuitori, satul Sireț s-a remarcat mereu prin oameni care sunt prieteni cu natura și sportul, promovând modul sănătos de viață. Sirețenii sunt cei care au demonstrat de nenumărate ori că își pot uni forțele pentru a face lucruri speciale din dragostea față de locul de unde și-au rădăcinile. Și de această dată, localnicii din sat și-au propus să rezolve una dintre problemele principale ale comunității. În prezent, din pasiunea pentru performanță, mai mulți tineri și elevi din localitate se antrenează pe un teren neamenajat în sectorul locativ La Lac, iar alții merg să facă sport la câțiva kilometri distanță. De asemenea, alți localnici nu dispun nici de un spațiu de odihnă în zona respectivă. Și pentru că la Sireți domnește dragostea de baștină și buna înțelegere, băștinașii și-au dat mâna pentru a construi un teren de sport modern și a amenaja un parc în care locuitorii din Sireți să-și petreacă timpul liber. Totul pentru a crește o generație activă și sănătoasă. Tate, știai că am un vis? Care este, puiule? Vreau să avem aici un teren de sport amenajat modern pentru toți copiii și tinerii din Sireți. Visul tău poate deveni realitate doar atunci când toți sirețenii își vor uni eforturile. Pentru majoritatea tinerilor, timpul liber se rezumă doar la plimbări, iar odată cu construcția unui teren de basket, sportul va deveni o prioritate pentru semenii mei. Cetățenii noștri a satului Sireț iubesc sportul. Avem pe teritoriu un teren mare de fotbal bine amenajat, un teren de volei, dar ducem lipsă și de un teren de basket, care toți și elevii și tineretul iubește această probă sportivă. Participăm la diferite întreceri și între licee și între primării cu tineretul din sat. Plus la asta, avem nevoie de un teren de basket, fiindcă alături este filiala liceului teoretic, care duce lipsă de spațiu pentru practicarea lecțiilor de educație fizică. Sportul fiind o prioritate pentru satul Sireț, am decis împreună cu cei din diaspora și cu locuitorii satului Sireț să construim un teren de sport în aer liber. Acest teren de sport, fiind imediat apropiere de școala primară, va putea fi utilizat atât pentru copii pentru a practica educația fizică, dar totodată va putea fi utilizat și de tinerii localității pentru alte activități sportive din imediat apropiere de acest sector locativ nou. Locuind o perioadă în Marea Britanie și văzând oportunitățile tinerilor de acolo, am hotărât împreună cu diaspora să ajutăm la construcția unui teren de sport în imediat apropiere a unui teren de joacă pentru copii din localitatea noastră. Implicarea noastră, cu siguranță, va lăsa o amprentă pozitivă asupra dezvoltării localității noastre. Dezvoltarea proiectului privind construcția unui teren de sport în aer liber din satul Sireț are bugetul total de peste 600.000 de lei. Dar pentru realizarea acestui proiect avem nevoie de contribuție și implicarea tuturor băștinașilor. Prin donații mici putem realiza fapte mari. Părinții mei vor dona pentru terenul de sport din Sireț. Te îndemn să donești tu! Vă îndemnăm să donați!